Bun găsit, Andra. Începem cu Berbec. Ar putea ieși la iveală unele tensiuni destul de importante legate de un buget, de împărțirea unor beneficii sau a unor cheltuieli. Vă dați întâlnire în weekend cu prieteni în altă localitate unde să vă duceți să vă relaxați mintea și sufletul. Taur, se aglomerează lucrări, apar urgențe, ba sunt posibile și nesincronizări cu colegii, rezolvabile însă. Partea bună este că s-ar prelungi un contract, ori aflați că ați depășit o perioadă de probă și veți fi angajați în toată regula. Gemeni, cineva ar putea să își facă cunoscute sentimentele sau intențiile în ceea ce privește, iar răspunsul e la voi. Ați putea primi o sarcină sau un proiect care vă permite destulă libertate în alegerea unor soluții și veți încerca să vă depășiți o performanță anterioară. Rac, cineva din preajma dumneavoastră vă îndrumă într-o direcție greșită. Ar trebui să fiți mai atenți la informațiile pe care le primiți. Leu, e o perioadă de mare agitație la școală sau poate la serviciu aveți de dat o probă, niște competențe sau un concurs care să vă poată aduce o funcție. Veți alerga în diverse locuri și veți rezolva mai multe probleme, veți primi informațiile detaliate pe care le doriți. Fecioară, după zile cu cheltuieli ar putea apărea în cont și sume pe care nu le aveați în calcul pentru această perioadă, poate un avans. Vă bate gândul să vă schimbați mașina ori să vă luați una nouă. Balanță. Vă regăsiți echilibrul, încrederea în voi, schimbați abordarea față de o problemă sau chiar față de o persoană și veți avea niște rezultate neașteptate. Scorpion. Urmează o perioadă mai bună din punct de vedere sentimental. Veți găsi niște rezerve de răbdare, dar și de imaginație ca să nu dați cu piciorul unei șanse, vă sunt la îndemână niște schimbări. Săgetător. Alegeți pe cine păstrați alături de voi ca să continuați un proiect ambițios, renunțați să visați la niște promisiuni care vi s-au făcut cândva, dar al căror termen a cam trecut. Poate că ar trebui să vă îngrijiți, să vă odihniți și să vă răsfățați. Capricorn, un moment bun să vă implicați, să insistați, să vă afirmați disponibilitatea, să vă afirmați o poziție fără teamă că veți fi greșit înțeleși. Vărsător, cineva vă poate invita să vă vedeți undeva la drum ca să petreceți câteva zile împreună, eventual să discutați și despre o afacere. Pești, vă apropiați de încheierea unor negocieri, prelungirea unui contract, însă ar fi bine să nu neglijați schimbări de ultimă oră referitoare la condițiile financiare. Andra?